România este printre puținele țări la nivel global care are așa numitele refugii bioculturale. Peisajele culturale și valorile naturale ale acestora s-au creat și s-au menținut datorită oamenilor. M-am născut și am copilărit în aceste peisaje din centrul României. De mic copil m-a fascinat natura, mai ales animalele, peștii, amfibienii, reptilele și din cauza lor m-am dus la Facultatea de Biologie. Lucrez ca cercetător de 23 de ani. Pentru mine, știința a fost mereu o unealtă pentru a face o lume mai bună în jurul meu. Ce am observat în ultimii 10 ani este faptul că biodiversitatea, n-aș fi crezut asta, dar este deja în declin în multe privințe în peisajele culturale din Transilvania și România. Am ajuns să studiez peisajul cultural ca sistem social-ecologic, peisajul cultural ca rezultat al unei interacții milenare chiar dintre om și natură. Și atunci am înțeles mult mai bine și ecologia amfibienilor, am înțeles mult mai bine de ce sunt la noi așa de multe pășuni cu stejari seculari atunci când în Europa occidentală aceste sisteme au dispărut și totodată am înțeles mult mai bine și posibilitățile de a proteja și a susține aceste lucruri. Suntem pe o pășune cu arbori seculari, majoritatea stejari. Utilitatea arborilor pe pășune este diferită decât utilitatea arborilor din pădure. Un studiu efectuat în zona asta a arătat că cei mai bătrâni stejari sunt pe pășuni. Pe un stejar bătrân pot să fie până la 1000, dacă nu mai mult, alte specii de diferite organisme, inclusiv insecte rare, păsări, ciuperci. Valoarea unui stejar bătrân nu poate fi înlocuită nici de 10.000 de puieți plantați. Hai să măsurăm acest arbore. Arborii se măsoară la înălțimea de 1,30 m. Are 710 cm. Cam 6-700 de ani, dar este foarte important de știut că a putut îmbătrâni acest arbore pentru că a fost lăsat să îmbătrânească. Ecosistemele modificate de om și dependente de intervențiile umane oglindesc foarte rapid schimbările sociale. Aici suntem într-o pădure de carpeni care acum 60-70 de ani a fost o pășune cu arbori bătrâni, cu stejari bătrâni. Datorită șocurilor sociale din decadele trecute, cum ar fi războaiele mondiale și perioadele de criză de după, porțiuni de pe această pășune s-au abandonat. Astfel, carpenul a înaintat și a crescut în jurul acestor arbori, transformând o pășune cu stejari seculari într-o pădure compactă. Practicile tradiționale mențin ecosistemele din peisajele culturale în anumite stări de echilibru, să zic așa. Sistarea acestor practici poate să ducă și adesea duce la schimbări dramatice ale acestor ecosisteme. Ideea este că sunt foarte multe lucruri ce se pot controla la nivel local. Un comunicator bun cu un om bun de știință pot informa comunitățile locale despre aceste lucruri. Motivația mea principală este faptul că am realizat că
provocările sociale, economice și ecologice în peisajele culturale merg mână în mână. Nu putem să protejăm eficient natura ignorând economia și societatea, nu putem face dezvoltare economică durabilă ignorând capitalul natural, dar și viața culturală a comunității locale nu poate fi dezvoltată fără a include și peisajul foarte bogat în valori naturale. Astfel, motivația mea principală este de a contribui la armonizarea acestor trei piloni.